și sunt inginer electrotehnist. Am lucrat 4 ani la IMGP după ce am terminat facultatea. După care, în 1992, am avut ocazia să mă alătur unei echipe de voluntari internaționale ai Federației Internaționale de Cruce Roșie, care veniseră în România să sprijine persoanele cu traumatisme ale coloanei vertebrale, în special răniții la Revoluție, care se aflau la recuperare la secția de neurochirurgie a Spitalului Nou din București. Am lucrat 7 luni cu echipa Federației de Cruce Roșie, după care, dorindu-ne să oferim o alternativă pentru scaunele rulante din România, am ajuns să cunoaștem pe Motivation Charitable Trust, care era specializată în înființarea de mici ateliere de producție în țări în curs de dezvoltare, folosind materie primă locală și mână de lucru din rândul persoanelor cu dizabilități, pentru producția unor scaune rulante active. Atunci s-a semnat un contract între Federația Internațională de Cruce Roșie și Motivation, iar eu am trecut în echipa Motivation, am fost o echipă de 4 oameni, care am început să lucrăm în mai 93, iar în august deja echipasem atelierul undeva la subsolul Spitalului Nou, actualul Bactazar, și produsesem primele prototipuri, un scaun rulant activ pentru adulți și unul pentru copii. Acela a fost începutul. Apoi, în 1994, în parteneriat cu Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic, am creat al doilea atelier pentru scaune rulante pentru copii. Iar în februarie 95 am creat Fundația Motivation România, pentru că reprezentanții Motivation Charitable Trust au fost aici doar 4 luni, în 93, din mai până în septembrie, pe care au plecat la alte proiecte, în Rusia, în Malaezia și așa mai departe. Noi, cei care am fost în echipa inițială a proiectului, am creat Fundația Motivation România, care este o organizație românească 100%. Și de atunci și până în prezent am dezvoltat programe care și-au propus să sprijine integrarea socială a persoanelor cu dizabilități. La început doar persoane care foloseau scaune rulante. Ulterior, în 2002, am început un alt program pentru copii cu dizabilități severe din centrul de plasament de la Tâncăbești, pentru care am creat un program comunitar, o alternativă pentru ei, constând în case de tip familial pe care le-am construit în județul Ilfov, unde am transferat 37 de copii de la Tâncăbești. Pe unii dintre aceștia am reușit chiar să-i ducem înapoi în familiile naturale, pe alții la asistenți maternali profesioniști. Astăzi mai avem 27 de copii care locuiesc în cele 5 case de tip familial pe care le administrăm. Ei participă la programe ale centrului de zi, la terapie ocupațională, și sperăm că unii dintre ei vor ajunge să lucreze chiar în atelierul nostru de adaptare a scaunelor rulante, iar alții se vor integra pe piața normală a muncii. Din 2006, având o preocupare în zona sprijinului pentru angajare al persoanelor cu dizabilități, am inițiat un nou program pe care l-am dezvoltat cu sprijin din partea Fondului Social European și am creat 4 echipe de sprijin al angajării la București, Neamț, Oradea și Mehedinți. Și cam acesta este momentul în care ne aflăm. Din păcate este un moment de cumpănă, pentru că după un start foarte generos al Fondului Social European în România, util nou prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, am reușit să creăm 11 echipe în toată țara, echipe care se ocupă cu prescrierea scaunelor rulante, adaptarea lor și care ne-au adus nouă creștere de la un nivel, să zic, de 300 de scaune rulante livrate pe an în 2006 la ceea ce avem acum la 2011, peste 2000 de scaune rulante, care înseamnă tot atâția oameni care beneficiază de o mobilitate mai bună. Spuneam, aceste programe ne-au ajutat să ne dezvoltăm foarte mult, dar acum, cu excepția programului de distribuție de scaune rulante, celelalte două programe, cel de sprijin al angajării și cel de suport al copiilor cărora le oferim servicii rezidențiale și educaționale, nu prea au nicio sursă de finanțare. Noi ne-am dorit și ne dorim în continuare să avem un dialog cu autoritățile
locale la nivelul județului Ilfov, pentru că acești copii provin din județul Ilfov și față de anul 2003, ianuarie 2003, când i-am transferat de la Tâncăbești, copiii au crescut, unii dintre ei sunt tineri adulți, acum nevoile lor sunt altele față de acum 10 ani. Însă, deocamdată nu reușim să avem un dialog, e doar un monolog care nu produce niciun rezultat deocamdată și perspectivele sunt foarte sumbre. Sperăm ca totuși anul acesta să încercăm să reușim să găsim parteneri de dialog, dacă nu la nivelul Consiliului Județean, la nivelul Ministerului Muncii, pentru că alternativa pentru acești copii și tineri este de a se întoarce într-un centru de plasament și asta poate că e chiar mai rău decât dacă i-am fi lăsat acolo să trăiască toți acești 10 ani. Este problema noastră cea mai mare în acest moment și chiar dacă motivation din anumite puncte de vedere pare a fi o poveste de succes, dacă noi nu reușim să asigurăm continuitatea acestui program, noi toți vom fi foarte dezamăgiți de momentul sau de punctul la care am ajuns. Ce am învățat eu în toți acești ani? Am învățat că, deși m-am pregătit pentru a lucra într-un domeniu care în 1982, când am terminat liceul, părea de viitor, electrotehnica, datorită împrejurărilor, datorită ceea ce s-a întâmplat imediat după Revoluție cu o firmă care ar fi trebuit să fie o firmă de succes, mă refer aici la IMGB, și n-a fost așa, a trebuit să mă schimb din mers, să mă adaptez la ceva la care nici nu m-aș fi gândit înainte de, sau în timpul facultății. Totuși, cred că am reușit să am oarecare succes în domeniul acesta datorită faptului că de la bun început în echipa noastră, din echipa noastră au făcut parte beneficiari ai proiectelor noastre, ai muncii noastre, oameni care știau mai bine decât noi de ce este nevoie, ce trebuie să facem, să propunem. Eu și alți câțiva colegi am propus, să zic, soluții tehnice pentru acele probleme, dar colegii noștri, și mă refer aici la instructorii de recuperare activă, au fost cei care s-au apropiat, în primul rând, de persoane cu dizabilități pentru care noi lucram. Faptul că din 93 și până acum am reușit să avem în echipa noastră sau în echipele noastre întotdeauna persoane cu dizabilități, cred că ne-a permis să nu scădem nivelul serviciilor pe care le oferim și să avem o anumită abordare, dintr-un punct de vedere poate abordare de business, dar dintr-un alt punct de vedere poate un aspect uman în tot ceea ce face. Pentru că de multe ori ești forțat de condițiile în care lucrezi să ai o abordare orientată spre generarea unui surplus, atâta timp însă când lângă tine este o persoană care știe exact cum e să fii în rolul celui care are nevoie de tine, surplusul sau profitul nu rămâne pe primul loc. Cred că pasiunea și implicarea beneficiarilor noștri, transformarea lor din beneficiari în furnizori de, nu numai de speranță, ci de soluții reale pentru problemele celor pentru care lucrăm, sunt lucruri pe care le-am învățat în fiecare zi a proiectelor noastre și dacă ar fi să o luăm de la început, cred că ar trebui să facem la fel.